păzitoarea de gâște. A fost odată o bătrână care merse în pădure să culeagă foame sălbatice. După ce umplu doi saci cu poame, o porni încetişor spre casă. Un tânăr de viță nobilă o sări și se oferi să o ajute. Când cei doi ajunseră la casa bătrânei, aceasta îl puse pe flăcău să aștepte afară până când îi va aduce o răsplată. Între timp se apropie de colibă o fată urâțică cu un cârt de gâște. Flăcăul o privi cu milă, spunându-și că o asemenea făptură nu îi va putea cuceri vreodată inima. Bătrânica îi oferi un sipet cu un mărgăritar ales și îi mulțumi pentru ajutor. Apoi, tânărul porni mai departe la drum. Ajunse la palat, se înfățișă înaintea împărătesei și oferi ei sipetul ca semn al prețuirii sale. Când îl deschise, împărăteasa scoase un țipăt. De unde ai acest sipet cu mărgăritar? Fica mea cea mică, când era tristă, nu plângea cu lacrimi, ci cu mărgăritare. Tatăl său a alungat-o de la palat, dar apoi, părându-i rău, a căutat-o prin întreaga lume. N-am găsit-o nicăieri, flăcăule, dar acum, când văd acest mărgăritar, nădăjduiesc să-mi reîntâlnesc fica. Flăcăul îi povesti despre bătrână și porniră amândoi spre pădure în căutarea acesteia. Ajunși la colibă, o întâlniră afară pe păzitoarea de gâște cea urâțică. Fata intră repede în casă când o zări pe împărăteasă. Bătrâna, în schimb, o aduse afară și îi ceru să scoată pielea cea slută. Fica mea, ai stat la mine și m-ai slujit foarte bine timp de 3 ani. Dar acum e timpul să te reîntorci la familia ta, care ți-a dus dorul și te așteaptă cu drag. Împărăteasa începu să plângă când o zări, căci păzitoarea de gâște era fica sa cea mică. Flăcăul, pe de altă parte, când o văzu scoțându-și pielea cea slută, rămase mut de uimire, îi căzu la picioare și o ceru de soție în acel moment, iar fata acceptă fericită.